România, țara cu cei mai mulți bolnavi cronici din Europa. Potrivit unui studiu întocmit de Ministerul Sănătății, împreună cu Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România, țara noastră este cap de listă în rândul statelor din Europa în ceea ce privește numărul bolnavilor cronici. Mai grav este că există sute de mii de oameni care trăiesc zilnic luptându-se cu mai multe afecțiuni cronice în același timp. Diagnosticate în faze avansate, multe afecțiuni tratabile devin fatale pentru mulți români. Țara noastră bate recordul la numărul de bolnavi de hepatită, cancer, TBC și, mai nou, bolnavi psihic. Statisticile arată că în România trăiesc 3,5 milioane de bolnavi cronici, dintre care 1,7 milioane suferă de hepatita B sau C, 1 milion suferă de diabet și 400 de mii suferă de cancer. Iată în continuare care sunt cele 10 boli cronice de care suferă românii în ordinea numărului de bolnavi. 1. Hepatita. Dintre cele 6 forme de hepatită, tipurile B și C ocupă un loc fruntaș în rândul bolilor cronice din țara noastră. Datele arată că între 1,5 și 2 milioane de români suferă de una dintre cele două forme ale bolii cronice. Potrivit medicilor, aceste boli se transmit prin contact sexual neprotejat și o igienă personală precară. Hepatita B este ruda silențioasă a SIDA, despre care se tot vorbește în ultimii ani. Cauzată de un virus de 100 de ori mai infecțios decât HIV, hepatita a atacat 350 de milioane de bolnavi cronici. Dintre aceștia, 90% se vindecă complet în primele 6 luni, iar restul de 10% sunt măcinați lent de boala care distruge celula hepatică. 2. Cancerul. Potrivit statisticilor Ministerului Sănătății, aproximativ 47.000 de oameni au căzut victime cancerului în ultimii ani. Un top al bolilor cronice la români plasează cancerul mamar pe primul loc din punct de vedere al incidenței. Însă, la cancerul de col uterin, suntem fruntașii Europei în ceea ce privește mortalitatea și pe a doua poziție ca incidență în România, potrivit Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România. Principalele cauze ale creșterii incidenței cancerului de col uterin sunt, în primul rând, lipsa unui sistem național de depistare și prevenire a cazurilor de cancer, care, deși a existat, a fost înlocuit de multe ori cu programe naționale de vaccinare împotriva HPV, de exemplu, acesta fiind nepotrivit promovat, înțeles și aplicat. Ca și cauză, urmează imediat proasta informare a populației referitor la infecțiile cu papilomavirus, dar și lipsa unui sistem național de supraveghere a bolilor cu cancer. Rata de mortalitate prin cancer la sân și de col uterin este în România de 128 de decese la 100.000 de locuitori, cea mai mare din Europa. Potrivit statisticilor, în țara noastră, 80% dintre femeile care și-au început viața sexuală nu au fost testate niciodată printr-un test Papanicolau, ce are ca scop depistarea precoce a cancerului de col uterin. 3. Diabetul. Cancerului și hepatitei li se adaugă în top și diabetul, care afectează 1 milion de români. Diabetul este cauzat în special de alimentația necorespunzătoare, obezitate, stres și sedentarism. Boala are mai multe faze și poate fi prevenită prin alimentație sănătoasă și prin mișcare zilnică. În stadiu incipient,
Diabetul poate fi învins sau ținut sub control cu ajutorul tratamentului specific. 4. Bolile cardiovasculare. Din cele 253.000 de decese înregistrate la Centrul de Statistică din Ministerul Sănătății în anul 2008, de exemplu, aproximativ 153.000 de persoane au murit din cauza bolilor de inimă. Dintre acestea, cele mai frecvente au fost afecțiunile cerebrovasculare, aproximativ 48.000, cardiopatiile ischemice, 31.000, și hipertensiunea arterială, 24.500. Urmează imediat infarctul miocardic acut și cordul pulmonar cronic. 5. Bolile de rinichi. Societatea Română de Nefrologie ne informează că boala cronică de rinichi afectează aproximativ 15% din populație, iar procentul este în creștere. Potrivit medicilor, asocierea bolii de rinichi cu bolile de inimă și diabet reprezintă un factor de risc sau de complicație, specialiștii estimând că diabetul determină o creștere de aproximativ 12 ori a riscului de boală cronică de rinichi în stadiul terminal. Cifrele mai arată că în România 1.300.000 de persoane au diabet, 600.000 de persoane au diabet și boli de rinichi și 1.800 de pacienți sunt în programul de dializă. Asocierea dintre boala cronică de rinichi, diabet și bolile cardiovasculare reprezintă o amenințare pentru sănătatea publică, reducând semnificativ speranța de viață a populației. Din cauza relației complexe de cauzalitate între aceste trei afecțiuni, fiecare dintre ele poate reprezenta factor de risc, de cauză sau complicație a celeilalte, ne spun specialiștii. 6. Bolile aparatului respirator. Sute de milioane de oameni din întreaga lume suferă zilnic de boli respiratorii cronice. Cele mai recente evaluări ale Organizației Mondiale a Sănătății arată că aproximativ 300 de milioane de oameni au astm, 210 milioane au boli pulmonare, iar alte milioane de oameni au rinite alergice și alte boli cronice respiratorii nediagnosticate. În România, rata mortalității prin boli acute respiratorii, pneumonie și influență la vârste sub 5 ani s-a redus la jumătate în perioada 2000-2008. Însă este totuși de 15 ori mai mare față de media din Europa. Deși în România există sisteme de supraveghere pentru bolile transmisibile, tuberculoza constituie o problemă de sănătate publică în țara noastră. România este a șasea țară ca incidență a tuberculozei în Europa. Fiecare al doilea bolnav cu tuberculoză din Uniunea Europeană provine din România, semnalează medicii. În România se tratează în fiecare an aproximativ 30.000 de bolnavi de tuberculoză, dintre care un procent însemnat îl reprezintă pacienții cu tuberculoză multidrog rezistentă sau tuberculoză extra-rezistentă la medicație. 7. Afecțiunile aparatului digestiv. Bolile gastrointestinale, hepatice, ale colecistului sau ale pancreasului sunt cauza principală pentru decesul a aproximativ 15.400 de români. Cea mai mare frecvență o înregistrează cirozele și hepatitele cronice, aproximativ 11.000 de cazuri. Surprinzător, otrăvirile ocupă și ele un loc important în afecțiunile provocate, voluntar sau involuntar, aparatului digestiv. S-ar spune despre România că fie are o populație inconștientă,
terapie demnă de romane cu iz criminalistic. 8. Bolile psihice. Cele mai multe prescrieri de medicamente în România sunt, atenție, pentru boli psihice, permanente sau temporare. Bolile psihice, acute sau cronice, dar mai ales schizofrenia și tulburările afective majore, sunt pe primul loc într-un top al bolilor cronice, realizat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, în funcție de numărul prescrierilor de medicamente și eliberarea acestora. Depresia ocupă și ea unul dintre locurile fruntașe în rândul afecțiunilor psihice. Și Organizația Mondială a Sănătății avertizează faptul că România este una dintre țările europene cu cei mai mulți bolnavi psihici. România ocupă locul 3 într-un top al țărilor cu cei mai mulți bolnavi psihici din Europa, din care fac parte 23 de state. Potrivit specialiștilor OMS, depresia este boala care face cele mai multe victime în rândul locuitorilor țării noastre. 1 din 10 români este diagnosticat cu această afecțiune, iar principalele cauze ale acesteia par să fie problemele de ordin conjugal și dificultățile financiare. La ultima statistică, realizată în 2012, cu privire la numărul de bolnavi psihici din România, fuseseră internați în spitale psihiatrice 278.000 de români, cu 25% mai mult decât în 2005. Organizația Mondială a Sănătății trage un semnal de alarmă și avertizează că în următorii 6 ani ne-am putea confrunta cu o epidemie de depresie la nivel global. 9. Bolile bătrâneții. Principalele boli supranumite ale bătrâneții sunt glaucomul, poliartrita și boala Parkinson. Glaucomul atrage o prescriere de 7,80% dintre cele 31 de boli cronice. Urmează Parkinson cu 6,90% și poliartrita reumatoidă cu 6,71%. 10. SIDA. Sindromul imunodeficienței dobândite a început să creeze rumoare la jumătatea anilor 80. Era pe atunci o boală cu origini încă misterioase, transmisibilă, care ucidea lent și nu avea tratament. Părea oarecum de domeniul SF. Până să se stabilească clar căile de transmitere a bolii, prin sânge, s-a spus despre SIDA că este boala homosexualilor și a drogaților. La începutul anilor 90, în metroul parizian puteau fi văzuți oameni ținându-se de barele de susținere cu ajutorul batistei sau mănușilor. În România, o legendă urbană de la jumătatea anilor 90 vorbea despre maniaci care în discoteci înțepau cu acuri infectate tineri. Zvonurile au atins și originea bolii, astfel că mulți oameni mai cred și astăzi că SIDA este o boală apărută în laboratoarele armatei americane, ca un virus manipulat genetic. După ce boala a atins celebrități, a îngropat anii de aur ai libertinajului sexual și a contribuit decisiv la impunerea unor reguli de prevenire. Cea mai sigură cale de prevenție nu a mai fost prezervativul, ci fidelitatea conjugală, lucru de altfel discutabil. Stresul, alimentația defectuoasă și, în unele cazuri, lipsa accesului la informații sunt principalele cauze ale îmbolnăvirilor, conform specialiștilor. În plus, românii sunt reticenți atunci când vine vorba despre mersul la medic, despre controlele de sănătate regulate, astfel că este lesne de înțeles de ce la nivel național există o problemă la capitolul prevenției.